Câtă mizerie poate să se adune într-un obiectiv din ăsta. Păi șirul și-au greșit, că au pus cu pumnul, după cum vezi. Asta știi ce spune? Ce? Că ăsta e un obiectiv făcut cu piese nemțești. Pentru că Calsaiz. Dar de ce ar... Teul de la transparent. Da, dar eu nu înțeleg de ce ar recondiționa cineva obiectivele astea vechi. Când poți să cumperi unul nou. Pentru că nu găsești așa. Din cauza calității sau din cauza că astea vechi sunt mai ieftine decât alea noi? Nu e geam adevărat, nu e plastic. Adică nu știu, astea noi ar fi un plastic polișat. Nu știu. Știu, fi geam. Așa. Dar să știe că astea sunt mult mai, geamul mult mai calitativ decât astea. Deci geamul, în primul rând, e mai calitativ la categoric, astea vechi. Categoric, da. Așa. Nu știu, colecționarele zic Earth Glass. Adică... sticla aproape de pământ. Cum se face sticla din nisip, știi? Da. Iar acum astea și... moderne presupun că se face din plastic, eu știu, sau da, din sticlă. Da. Dar oricum sunt căutate obiectivele, de-aia le și recondiționezi tu, că sunt căutate în... Exact. Pentru cei pasionați de fotografie. Plus că e mai ieftin totuși, că ți-am spus, Meyer Optic au da. Obiectivul vechi trioplan de 100 mm, care e 300, 500, 700 de lire. Da. Și au scos acum varianta modernă, același obiectiv, dar cu autofocus, cum știu, l-au scos la 1500 de lire. Dublu. Nimeni poate să treacă. Deci clar preferi să iei unul mai vechi. Lucru. Dacă nu te deranjează să folosești manual... Păi da, dar cine face fotografii profesionale folosesc toți manual, nu folosește nimeni da, autofocusul. Sunt unii, ca... da, sunt unii care folosesc pentru profesional. Sunt unii care folosesc și autofocus. A, am înțeles. Deci de asta... Avem toate Carl Zeiss-urile aici. A, și astea ale tale ce sunt? Carl Zeiss toate, astea nu? Carl Zeiss după care a fost copiat Helios-ul. Astea toate ale tale? Nu toate, doar astea. Aproape! Una, două, trei în spate. Și după... A, Helios a copiat... Mai, Helios-ul e rusesc. E firmă rusească și Carl Zeiss-ul e nemțească. Și rușii au copiat de la nemți cum ar veni tehnologia și au vândut-o mai ieftină. Da, mult mai ieftin. Mult mai ieftin. Adică nu mai, deja nu mai, că uite, Helios-ul ăla se apropie de un preț unui biotar. Da. Dacă un biotar îl iei cu de la 150 de lire la 250, cam așa e și Helios-ul ăla. Am înțeles. Bine, nu chiar atâta, dar sunt, deja se vândă. Ce să zic, pasiune mare. Hai să vedem cum se desface. În videoul de astăzi recondiționăm un obiectiv de la un aparat foto Zenit care este made in Germany. Nu știm cum vine asta, pentru că Zenitul, cum zice fratele meu, Zenitul e firmă rusească, nu? E aparat rusesc, dar scrie pe carcasă made in Germany. E ceva straniu la mijloc. Se caută obiectivele acestea. V-am arătat într-un alt clip, vă las jos în descriere cum anume face fratele meu să se întâmple să le găsească. El nu mai poate de nerăbdare să-l desfacă. Ideea e că trebuie recondiționat, trebuie desfăcut, curățate lentilele. Pe tine te mai interesează, Zamă, aparatul foto, odată ce iei obiectivul de la el, mai ai interes în aparatul foto? Da, da, da. Mai ai interes și în el, nu? Am e păcat de ce să-l arunci. Adică îl refaci și pe ăsta, îl cureci un pic, îl refaci și... E un aparat foto ok, care exact poate fi poate și se caută. Unii chiar folosesc astea cu film. Exact. Am înțeles. Astea le punem aici, lentilele. Ai scos prima lentilă. Spatele, da. Blocul optic, ca să fim așa, să avem un limbaj adecvat. Blocul optic posterior. Bă, dar ce sculă e aia! Da, da. Da, da, vezi că am unghiile netăiate rău. Să le tai și tu de un clip. Mai cum? Pleacă unul la unghia mea. Hai că nu-ți filmezi unghiile, filmam unde introduci tu acolo. Bine. Dar spune și tu, de ce faci chestia asta?
pasiune și bani. Nu, dar ce faci ca să scoți operațiune efectiv? Deci ai desfăcut în primul rând, ca să scoți lentilele. Dăm bloc optic jos, că trebuie oricum curățat și... în primul rând că trebuie curățat și în al doilea rând să nu îl lovim. Asta înseamnă recondiționare, da? Blocul optic jos, a avut grijă să nu zgârie antireflexul. Să nu zgâriem nimic. Și să nu zgârie nimic, a? Toate, că în general au zgârieturi, dar... Păi și ce le faci la alea cu zgârieturi? N-ai ce, le folosești așa că nu să... N-au absolut nici... Nu afectează imaginea. Am înțeles. A, și acolo sunt niște marcări care tu le găsești ca să poți să învârți ăla. Da, sunt două caneluri acolo. Aha. Fixezi scula asta. Asta ca să poți să scoți lentila dinăuntru. Asta fixează și o să nu scrie nimic. Așa. Așa. Iese lentila acum dinăuntru. Una din ele, dacă ies. Așa. Așa. Greșit ce am făcut. Greșită? Puteam să zgârie ăsta, dar am scăpat fără să-l zgârie. Aia ce e? E tot un alt o altă lentilă. Element optic, da, din interior. Hai că am scăpat, n-am zgâriat. Știam că ies toate, dar nu mă gândeam că... Nu te-ai gândit că ies chiar toate? Așa de... Hai că am scăpat. Da, și tu acum le-ai scos. După care le tratăm cu ce trebuie să le tratăm. Asta, deci obiectivul ăsta micuț, câte lentile a avut? 3? Pe ăsta se consideră 2. Vezi că sunt lipite la mijloc. 2, 3 în față și 3 în spate. Aici sunt încă 3, unul separat și 2 lipite între ele. Deci în total de deci ăla are 3, 4, 5, 6, 6 lentile. Ăsta ce obiectiv e? Helios 44. Helios 44 care vin pe aparatele Zenit, nu? Și are valoare? Cam ce valoare are un obiectiv din ăsta? Sentimentală sau financiară? Mă, financiară mă refer. Undeva la 150 de lire recondiționat. 150 de lire recondiționat? Ai, ăsta e un preț decent, ai putea să ceri și 2. Și să cumperi un obiectiv nou care face același lucru cu obiectivul ăsta, cât ar costa? N-am idee, dar nu știu dacă sunt. Bun. Partea de apertură și ăsta este partea de clar sau focus. Da? Imediat îl facem bucățele. Uite, are un șurubel micuț acolo. Uite de cât de mic sunt. Bă, dar ce mic e, microscopic. Nano. Și astea de ce o scoți? Ca să, pentru ce îl desfaci partea asta mecanică? O să vezi de ce. Trebuie curățat tot în interior. A, ca să curăț și interiorul, mecanic. Da, da, mecanic. De vaselină veche. Deci are vaselina veche care trebuie curățată. Și ca plus că vrem să polișem, să șlefuim aluminiu și înțeles. Trebuie oricum să le ai. Aolo, ce mizerie e acolo. Ia, dă-mi un pic. Nu știu dacă vedeți, hai să duc la lumină așa. Ia uite ce mizerie e într-un obiectiv vechi care trebuie curățată, dar sunt ciuperci aici, azamă, întregi. Da, 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 toate. Sunt ciuperci întregi în ăsta. E colonie de funghi. Curăță imediat. Și de bacterii și de mizerie. Vai.
Am înțeles, și de-aia îl desfaci total, îl cureți de total înăuntru. 30-40 de ani s-a tot adunat. Da. Atât are ăsta? 30 de ani? 40 de ani? Cam așa, nu? 1950 sau 60, cred. Da? Da. Deci un obiectiv din ăsta e 1950-60. Mm-hmm. Faceți și voi socoteala câți ani au trecut de când a fost scos din fabrică. Putea să luăm și noi o cheie de asta profesională de vreo 100 de lire, cred, față de 10 cât e asta. Ne, uite, mișto scula asta a ta. E interesantă oricum. Profesională, neprofesională, e interesantă. Face treaba. Uite așa că vezi ce e înăuntru. Vaselina uscată și... Nu mai are vaselină, nu că e uscată. Este un caz fericit oricum, care e doar vaselină și atât. Da? Da. De multe ori găsești nisip. Ce mai găsești până ele? Nisip, pietre, piritură de fier. Muci. Rușii când au dat găurile ca să prindă șuruburile, le-au dat la sfârșit. Și acum asta e important, să știi unde a ieșit. Trebuie pus la loc exact unde a ieșit. Păi și tu de unde știi unde ai ieșit? Îl simt. Îți faci semn sau cum? Așa, și acum mai fac un semn. Deci te las? Ah. Nu sunt pregătită. Tragem aici o zgârietură, că nu face nicăieri. Oricum nu se vede zgârietura aia. Nu. Dar tu știi, zi, numărul de pași. Dar acum știi de unde se înceapă firetul, că e un firet ăsta helicoidal, uite ce, cum e vaselina veche, vezi? Deci m-a transformat în portichiușochi? Da. Face clar pe ea? Da. Așa? Da, mă! Mulți deconsideră camerele astea noi cu care filmăm GoPro-ul, dar își face treaba, să știi. Da? Își face treaba și GoPro-ul, chiar dacă nu are lentile, oricum nu face poze și nu are... chestia aia care o dă un obiectiv din ăsta clasic, dar... Ups, uite, am început să cadă șurubile singure din asta. Da? Da. Și mai pierd în ele, asta e problema. Mai pierzi șuruburi? Da, uite, am pierdut unul de acolo. Pe unul și-au căzut două. Uite, vreau să le țin separat, că sunt diferite. Da? Astea de aici, de astea de aici. Aaa. Bine, îți dai seama care e și unde e, dar ca să nu mai stai să le cauți. Da. Le ținem separat. Bă, dar ce mici sunt. Nano șuruburi. Noi facem un semn aici, ca să știm că asta este. Extreme tale! Și vedem, hai cum să cronometrez, să vedem cât a durat să-l demontăm. Păi sunt 12 minute până acum. Deja? Da. Cam mult. De când am început. Na, te-am ținut și eu de vorbă. El zicea că îl face în 3 minute, zicea că îl desface repede în 3 minute. Deja au trecut 12 minute de când am început filmarea. Oricum, te miști bine. Se vede că ai experiență. Păi da, dar să vezi la pusul la loc ce... Te mai miști la fel. Păi acolo trebuie să fii atent, să ai grijă, să... Ia zi. Când îl pui, nu-ți mai trebuie toate șurubele. Nu. No. Lipești cu superb. Uite. Aolo, ce jeg! Bă, câtă mizerie poate să se adune într-un obiectiv din ăsta. Păi și rușii au greșit, că au pus cu pumnul, după cum vezi. Au pus multă vaselină. Dacă aveți nevoie de recondiționat obiective, contactați-ne, lăsați-ne un mesaj mai jos sau scrieți-ne pe adresa de Instagram și rezolvăm. Puteți să le trimiteți, să le... recondiționăm. Vaselină verde și ulei verde și din ea. Asta e foarte ciudat, că rușii nu prea foloseau așa. Păi nu e, e verde din cauza că s-a oxidat. Nu. Asta știi ce spune? Ce? Că este un obiectiv
făcut cu piese nemțești, pentru că numele nemții la Carl Zeiss foloseau vaselina verde. Ah, păi probabil că de-aia scrie pe aparat, ai văzut, Made in Germany. Păi uite-te un pic aici. Made in Germany scria. Seria este un număr foarte mic. Z. Da. 104091. Păi și asta ce e? E între primele. Ah, e între primele. 104091. Am înțeles. Deci e între primele obiective. Deci probabil că nu e ăla copiat mai târziu. El a făcut cu piese luate din Germania, inclusiv vaselina. Da, deci rușii au luat piesele din Germania. Da, da, da. Le-au furat efectiv spionajul industrial sau cum? Dar de război. Ah, dar de război. Deci nu e nimic greșit ce au făcut sau ilegal. Am înțeles și au luat totul. Au plecat efectiv cu tehnica nemțească de acasă, ca pradă de război. Și au făcut obiectivul cu au piesele folosit să construiască cu ce materie prima au luat și după au copiat ei. Am înțeles. Dar nu are ce căuta, n-am văzut niciodată la astea rusești, vaselină verde și uite, ulei verde, verde, numai în Carl Zeiss vezi, uite. Da, da, da. De ce verde curat. A, deci ăsta chiar este un obiectiv Carl Zeiss pus pe un aparat fotorusesc. Da. Deci fiind, și ăla e copiat. Uite, fiind Carl Zeiss cu vaselină verde, are mai multă valoare decât unul Zenit? Nu, că nu știe. Bine, depinde dacă îl pui pe net și scrie acolo că e low serial number, ceea ce chiar e. Da, da, da. 100, acum văd, 104.091. Ce mai departe? Mai găsești și comori când cauți chestii din astea. Doar cum e când ciudat. Te ocupi de recondiționări, mai găsești și comori. E ciudat și că aparatul ăla nu are niciun model pe el decât Zenit și atât. Aia e foarte ciudat. Mai trebuie să fie un șurubel pe aici, pe undeva. Nu văd. Nu mai. Dar trebuie să fie sigur. Uite. Da. Ca să-l desfacem absolut de tot. Eu cred că aici ar trebui să fie. Uite aici. Uite, am stupat de vaselină. Câtă concentrare, câtă pasiune, câtă atenție. Se rup foarte repede șurubelele astea mici. Da? Dacă sunt blocate și tu tragi de ele. Așa. Hai mă, coborul. Ați văzut? Sperăm. Și acum luăm un șurub. Îl punem la loc aici. De ce îl pui la loc? Ca să pot să desfiletez complet. A, să-l desfaci complet, pui unul la loc. Da, 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 ca să împing în el. Știi că am mai avut unul de ăsta foarte, cu număr de serie foarte vechi, 90 și ceva era. Uh-huh. Dar bine că acum diferă, că ăla era făcut pentru Rusia și... Și avea altă serie. Ai, depinde de unde începe numerul tău, știi. Cred că ne oprim aici și îl lăsăm în... Trebuie pus în soluție să... Trebuie pus în soluție ca să... Să moaie un pic. Să se moaie. Și acum după ce l-ai desfăcut de tot, ce operațiuni mai urmează? Înmuierea lor? De ce să mai trebuie să
curățăm toată mizeria asta. Curățat mizeria, înmuiate, curățate. Și vreo două ore de polișat. Polișat. Scos lentilele, cum le cureți? Scos bacteria din ele, cum o scoți? Ciuperca, trebuie scos cu forța. Trebuie scos. Nu, n-au ciuperca, dar sunt curate, nu? Dar trebuie dezinfectate și alea omorât. Spălate, oricum. Spălate. Curățate și băgate la dezinfectat. Grijă să păstrăm antireflexul la ele, să nu le zgâri. Facem așa. Și o lăsăm acolo. Da, mă, dar după părerea ta de reparator, de obiective, cât de mult contează un obiectiv? Adică de ce le recondiționezi? Cât de mult contează un obiectiv? Și eu zic că pentru poze. 100%. Adică obiectivul contează mai mult decât camera. Da, hai să zicem 80%, dar eu zic că obiectivul e... Deci de asta le... Ești tu pasionat de prin obiective. El, prin el vezi, exact. Camera, cum făceau poze alea vechi. Bine, că acum astea moderne au tot felul de feng shui-uri, știi, dar... Dar dacă n-are obiectivul care bun, trebuie... Exact, un fotograf bun făcea poze și acum 30 de ani. Aha. Camerele alea manuale. Am înțeles. Cu viteză de la 500 aparte din secundă și atât.